Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vreau să vă rog să răspundeți la următoarea întrebare. Recompensați sau nu copiii pentru rezultate bune la școală? Și copiii care sunt pe frecvență, că am văzut că la petrecere vinerea dați mesaje fericiți. Dar altfel, frățiorilor, vă recompensează părinții pentru rezultate bune la școală? Da sau nu? Și dacă da, cum, cu ce? Dacă nu, de ce? 0372069599. Sunați-ne chiar acum, pentru că ne-am lungit cu celelalte subiecte și nu o să avem cum să facem dezbaterea asta. Încercăm să intrăm acum direct. Deci intrăm acum direct, da? Sunteți mulțumiți? Da. Recompensă. Recompensă adică pentru rezultate bune. Nu recompensă dacă nu rămâi cu orice. Bine, ziua de azi copiii au avantajul că există bursă. Ceea ce pe vremea noastră nu era, sau era în situații excepționale. Acum există două feluri de bursă. Aș te recompensează statul. Alea despre care am tot vorbit, nu? Cu copii care aveau și media 2 și... Da, bursa de merit bursă pentru... Dacă ai noroc să fii în compania potrivită. Exact, și acum e asta cu procentul, primii 30% din fiecare clasă sau cum era, dar cert e că fiul meu până anul trecut, adică și în prezent, încasează încă bursa de anul trecut, că a avut note foarte mari. Și bine, se și dădeau note mari cam pentru toată lumea, că era relevantă media la admiterea în liceu. Și acum dar tu recompensezi pe ăștia micii? Mă, nu, pentru că, nu știi de ce, pentru că Ștefan, am avut la un moment dat inițiativa asta pentru foarte scurt timp și început să zbârneze note, ceea ce nu mi se pare relevant, adică... Păi recompensai și tu numai unde vedeai că scade. Era în pierdere, Luca. Da. Și adică nu dacă cred că o chestie greșită, adică dacă... trebuie să-l lași copilul să învețe ce real, nu să... Dar tu care... vrei, nu te supăra, deci să e greșit, dar tu vrei bonus când iei audiențe bune? Nu. Nu vrei bonus. 0372069599. Hai să vorbim la telefon. Hai să vedem. Anca, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața, bună dimineața. Sărumâna. Uite, noi mergem la școală acum și suntem în mașină și da, recompensăm copiii pentru rezultate bune. Aha, pentru toate rezultatele, numai pentru unele, cum faci? Nu neapărat. Uite, de exemplu, băiatul meu a reușit în weekendul acesta să ia un concurs, la un concurs 100 de puncte, a luat locul întâi, da. Și atunci trebuie să facem ceva special pentru el. Categoric. Da, asta este extra. Și schimbăm telefonul. Asta este extra. Stai puțin, da, concursul este extra. E ca și cum ar participa la o competiție. Păi da, dar nu oricine participă la o competiție de genul ăsta. Nu, în principiu, cei mai buni. Eu zic de notele de la școală. Adică dacă ia 10 la mate, primește ceva? A, nu, pentru astea obișnuite, astea sunt un lucru obișnuit la care ne așteptăm oricum. E jobul lor. Adică lor, exact. Deci el e elev de nota 10 mod obișnuit, primește doar pentru chestii suplimentare, dacă câștigă concursul. Oarecum, da, încercăm să-l ținem motivat, să-l motivăm să înveți în continuare și să simtă angajament față de școală și față de educație. Mulțumim. Hai să vorbim, uite, cu Alexandra. Alexandra are 11 ani și ne-a sunat. Bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Bună! Alexandra, ai note bune la școală? Da. Da. Cam pe unde te situezi așa? O, FB și bine. FB și bine. Bun, ok, deci bine. Bine. Și pentru FB-uri primești ceva în plus de la părinți? Da. Mami mă duce la mall și mi-au bubble tea. Bubble tea. Vezi, asta e o recompensă foarte bună și inofensivă. Și ultimul bubble tea, pentru ce notă l-ai luat și la ce materie? Mai știi? Cred că am luat unul de caramel pentru FB, mi se pare, la matematică. Bravo, bravo, bravo. FB la matematică, din punctul meu de vedere, merită două bubble tea. Uite, vezi. Mulțumim tare mult, Alexandra. Succes la școală. Hai să vorbim cu Ovidiu. Salut, Ovidiu. Bună. Salut. Vă salut, băieți. Ești cam mare. Să știți că și eu recompensez copiii. Da. Pentru că și mie îmi place la muncă să fiu recompensat. Acum, într-o zi, e evaluarea națională la băiețelul meu în clasa 4-a, da. Și am rămas șocat, aminte, acasă făcea din culegere singur, mă zic, ce-i cu tine? Dragul de el. Ce trag la maxim să iau notă mare, dar vezi, să nu uiți de compensa. Ok, după muncă și răsplată. Da, da, da. Se pare corect. Ce ar urma să fie recompensa? Cu ce? O pereche de role. O pichetă de role, bravo, dar asta da, este care o... stă în stand-by, dacă luăm notă mare, adică 10, e ok. Se...
Bun, da, acum, sigur, vine evaluarea. Astăzi este evaluarea pentru clasa a doua, mâine e clasa a patra, uh-huh. că vine și a de-a șasea, da. Dar recompensa e doar pentru ocazii de genul ăsta excepționale, pentru evaluare, pentru un examen sau și pentru note în timpul anului? Și pentru note în timpul anului, dar mici. Recompensele. Nu, notele. Exact, exact. În schimb, la fiică mea, la clasa 7, e altceva. Cu bursă mă condiționează, ai grijă, banii știi că mi-au eu din bursa mea, că e munca mea. Aha. Ok, nu prea pot să zic nimic, că no, munca ei. Da, da, da. Mulțumim, Ovidiu. Răzvan, mai avem doar câteva secunde. Bună Salut, dimineața. Răzvan. Bună dimineața. Bună dimineața. Da, eu tot timpul mi-am recompensat copiii și tot timpul noi am avut o regulă foarte simplă. Am dublat bursa. Deci dacă statul le dădeau bursă pentru bursa de merit, le dădeam și eu aceeași sumă cât le dădea statul. Ah, mișto. Mm-hmm. Deci era dublu interesat să aibă rezultate bune ca să aibă bursa respectivă. Exact. Da, foarte tare, bravo. Eu m-aș fi chinuit foarte tare cu... Mulțumim, m-aș fi chinuit foarte tare dacă ar fi fost bursă de genul ăsta, știi? Adică aș fi cam muncit săracul de mine la mate și la alea și nu mi-e așa deloc. Aș fi și muncit și nici n-aș fi fost plătit. Aș fi fost foarte frustrat. Da, eu nu le-am făcut probleme părinților mei. N-au avut niciun motiv să-mi recompenseze rezultatele. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.